produced by Flexi Live for LTV. Bună seara! El este noul nostru coleg, Alexandru Molea, care va modera discuțiile în această seară și o să... Ați văzut cât am lucrat la sincronul ăsta? Așa. Eu sunt Alex Molea, după cum zicea și Roxana. Mă aflu aici pentru că sunt pasionat și de ideea din seara asta. Sunteți la ediția numărul 11, care se numește Brand New Idea. Vă mulțumim că ați venit, în primul rând. Alături de noi îl avem pe Costin Oane, managing partner la Brohaus, și celălalt invitat al nostru, în curând, nu-l vedeți încă, este Vlad Craioveanu, cofondator la The Hub Bucharest. Câți dintre voi lucrează acum la a-și comunica ideea afacerilor? Sunt curios. Și eu lucrez, să știți, de vreo 8 luni de zile, cam de când am început. Se schimbă de la o lună la alta. Cam asta o să fie și ideea din seara asta. O să începem prin a cunoaște echipa ABC Antreprenori. Mulți dintre voi am înțeles că sunteți aici pentru prima dată astăzi. Și o să-i las să se prezinte. Înainte de a lua cuvântul, vrem să le mulțumim LTV-ului pentru transmisiunea live și site-urilor partenere care Transmisiunea live este pe LTV, abcantreprenori.ro și pe Facebook, ideideafaceri.ro, learnandgo.ro, ziarul.al.ro, antreprenor.ro. Ok. Cum spunea și Alex, numele meu este Roxana Petrescu. Împreună cu Valentin Niculescu am inițiat această idee acum aproximativ un an, din dorința de a deveni o sursă de inspirație pentru tinerii antreprenori. Între timp, echipa noastră a crescut, așa că o să le dau cuvântul și celorlalți membri. Florin, încep tu, calitate de mentor. Nu sunt Florin, surpriză. Da, mă întorc prin surprindere. Și sunt aici la doza lunară de inspirație antreprenorială. Tema de astăzi e deosebit de inspirațională, ea însăși. În restul timpului fac consultanță în managementul vânzărilor și cam atât. Valentin, continui tu. Bună seara, eu sunt Valentin Mănescu. Sunt aici în calitate de antreprenor și membru al echipei ABC. M-am alăturat echipei pentru că am foarte mare încredere în antreprenoriat românesc. M-am alăturat echipei de relativ scurt timp și m-am făcut de parte de comunicare pentru ABC Antreprenori. Chiar de nevoie. Bună ziua, sunt Ștefan, sunt de la Comunicare și Ație Publice al SNSPA, în anul 2. Mă ocup de partea de social media la ABC Antreprenori și m-am alăturat echipei pentru că cred în proiectul ăsta și mi oferă un spațiu bun să mă dezvolt. Sunt Ilia Marius, mă ocup în ABC de partea de parteneriate și organizarea evenimentelor și pe lângă faptul că sunt pasionat de partea de antreprenoriat, de asemenea încă lărgesc această are și la școală. Încă sunt de vânzile facultăți. Bun, vine imediat și rândul cu vreau să vă mai dăm câteva momente să vă gândiți la ce o să spuneți, da? Mai ales că astăzi presiunea e mai mare, pentru că e vorba și de cum vă comunicați ideea. Da? Bun. Pe scaune ați mai găsit și formularele de feedback. Ele ne vor ajuta foarte mult pentru a îmbunătăți edițiile următoare. Și o să vă rugăm foarte mult să le completați și să ni le dați la final. Avem și o tombolă astăzi. O să premiem și cei mai activi participanți, care vor primi două cărți, da? Dacă știu, trei cărți pentru cei mai activi. Și în cadrul concursului tombolă avem niște licențe din partea sponsorului nostru, Be Defender, și un abonament pe o lună, pe trei luni la revista Cariere. De asemenea, avem o surpriză pentru voi. Din partea Forbes România avem un abonament pe 3 luni pentru participanți. Condiția este să ne completați formularele de feedback ca să avem toate datele voastre și ulterior să le putem comunica mai departe. Bun. Cărțile de vizită o să fie în bolul acela. Da? Să punem în pauză. Bun. Avem și o ieșire non-formală la final.
deși sperăm că și astăzi o să discutați foarte mult, pentru că suntem aici pentru networking și inspirație pentru business-ul vostru. Putem continua dacă discuțiile se prelungesc foarte mult și în Victoria Club. Vis-a-vis, cum ieșiți din nou boteză, trece strada și continuăm discuția. Bun. Să vă rugăm să vă prezentați fiecare dintre voi pe scurt, spunându-ne numele și ideea de afaceri pe care o aveți. Da? Sau business-ul. Sau business-ul. Hai să începem de aici. Întotdeauna, de oriunde începe cineva o să zic, aaa. Mă numesc Tatăl Petronela, sunt din partea Profi 360. Deocamdată suntem internship, deci n-am nicio idee de afaceri. Viitor, probabil. Până la sfârșit o să fie. Exact. Bună tuturor, eu sunt Erica Cică, de la Career Connect România. Este un startup micuț, început în luna martie. Avem joburi, articole, evenimente și mai nou un magazin cu cărți, tot de la Editura Publica. Și nu pot să zic că am o idee de afacere a mea personală. Am intrat în acest proiect odată cu soțul și partenerul meu. Și îmi plac foarte mult cărțile și aș dezvolta, aș face evenimente cu cărți. Seara bună, vă spun și eu. Numele meu este Senciu Crucea. Sunt administrator la Velvet Spine Wellness de aproximativ 3 ani. Și dacă aveți vădat nevoie de relaxare, vă așteptăm cu drag la masaj. Am fost, este super. Se întâmplă și în pauza de networking? Nu, vreau. Mă numesc Marius Mărăcine. Reprezint mai multe companii, să zic așa. Împreună formăm soluții optimizare afacere. Puteți apela la noi pentru mai multe nebunii, consultanță, training și contabilitate. În rest, vă urez... Networking plăcut! Site-ului Everyday Journalist, ca și editor pentru acest site și am venit această seară pentru prima dată. Mă scuzați, suntem împreună? Prima dată la eveniment. Pentru, adică eu cât și Andreea, pentru a deveni partener, să spunem, cu ABC Telecom. Antreprenor, scuzați. Continuăm acolo. Bună, eu sunt Andreea Tășagă, sunt colegă cu Alex și, cum a spus și el, de 8 luni suntem într-o continuă comunicare a afacerii pe care el a început-o și la care împreună cu colegii noștri lucrăm. Bună, bună seara, salutare! Eu sunt Gabriel Giranu, sunt consultant în carieră de profesie. Și de anul trecut desfășor o serie de conferințe pe teme de motivare în carieră, pentru că este important ca înainte să ajungi să vezi cum îți pui ideea în practică, să ai ideea. Și anul acesta vom face din nou o serie de conferințe, însă veți afla mai multe la final când veți primi un premiu din partea noastră. Eu sunt Marina Paraschiv, eu fac poziție publicitară. Și pentru că peste puțin timp am primit 20 de ani de când lucrez în tipografie, deși nu vă credeți, mă rebrandesc. Deci sunt la acest eveniment ca să văd dacă o să mă rebrandesc bine și sper că o să mă rebrandesc bine. Eu n-am vrut să fiu antreprenor, s-a întâmplat să fiu antreprenor și în 2007 am propria mea afacere pentru producție publicitară. Mulțumesc să mă iau asta. Bună seara! Bună seara! Și un al doilea sincron din seara. Suntem fundatorii de Colo-Colo, este o platformă online de turism. Negociere inversă. Asta înseamnă că noi punem turistul în fața așteptărilor sale. Voi spuneți unde vreți să mergem, unde vreți să mergeți. O să mergem. Și merge să ne facem. Asta se întâmplă. Negociere inversă. Și da, suntem și noi în proces de vreme. Bă, da. Cu câte mulțumim? Mulțumim.
Cristina, începem de la Cristina Sonia, se numele meu, eu la fel am un startup proiect educativ, se numește Povești Educative pentru Contemporan. Și mai sunt și PR manager la Face to Face Media, e un job part-time, televiziune indoor, care lucrează în clinici și saloane premium. Bună seara, Valentina Saigu este numele meu și nu sunt gospodină. Sunt expert contabil și nu fac ciorbă în timp ce fac bilanțurile clienților mei. De asemenea, mă provoacă tema acestei seri pentru că m-am gândit să-mi rebrandez firma, așa că sunt mai mult decât incitat de ideea în sine. Toată lumea se reprezintă. Asta nu e. Salut, eu sunt Oana, Oana Horta. Sunt și freelancer, chiar mă uitam aici ce să completez. Sunt și freelancer și antreprenor, fac comunicare și branding. În momentul ăsta, ca freelancer și antreprenor, pentru că am de un an de zile calcămăși.ro, care este un startup care calcă cămăși bărbaților pe bani. Sunt aici pentru că, nu știu, pentru că vreau să vă cunosc și am fost curioasă să mă zic că sunteți foarte drăguți, foarte mișto și până acum văd că așa este. Dar și pentru că vreau să fac un rebranding și să schimb un pic ideea la ce înseamnă că calcămăși.ro acum și anume să ieșeam o tentă socială. Chestia care s-a întâmplat și o altă chestie. Cred foarte tare în metoda de crowdfunding și Lean Startup și tocmai m-am implicat în proiectul platformei Pocio.ro, care este, va fi prima platformă de crowdfunding social din România pentru proiecte de antreprenoriat social. Mersi! Bună seara, încă un sincron! Eu sunt Corina Rădăță, este Corina Rădăță. Avem un proiect în fașă, se numește Ce Pătrat. Motoul nostru este Experience Yourself și combinăm arhitectură, design interior, design de produs cu canvas și design. Vrem să facem lucrul ăsta pentru că avem un concept comun și anume acela de experiență personală în ceea ce, vom face. Și vom să ne prindim. Care face Facebook? Eu. Bună seara, numele meu este Evelina Sursu, sunt organizator de evenimente business de 2 ani de zile și de curând sunt manager de pe la portalier. Iar în 19 iunie avem și un eveniment adresat tuturor celor care vor să orienteze carieră, să-și găsească motivația și intelegerea pentru a-și la performanță și vă aștept cu. Bună ziua, Alexandra Bucheci, numele meu. Urăt să mă prezint în public, data viitoare cu mine, nu știu cum mai târziu, și lucrez ca HSNS cu coach, executive coach, pe partea de organizare de evenimente business și alte minuni de gen. Bună seara, numele meu este Horia Hotăran, mă bucur să vă cunosc. În ultima perioadă am lucrat copywriter în publicitate și în ultimul an de zile m-am ocupat de storytelling și scenaristică. Salutare tuturor, sunt și eu tot Horia, sunt fratele lui Costin și de aproape 5-6 ani facem echipă împreună la, Brohaus. Ce amă? De acolo am închidat de Brohaus? Da, Brother House, facem echipă împreună și l-am delegat pe el în seara aceasta să vorbească, deci nu o să vorbesc mai mult, o să aflați toată povestea în seara aceasta, în seara plăcută. Bună seara, eu sunt Dana Nicula. Și împreună cu o echipă foarte mișto, încerc să cresc o platformă de shopping online, pe fashion. Bună tuturor, eu sunt Liza Dăncescu și da, am întârziat special ca să-mi fac o intrare. Cum toată sunt mereu. Ce pot să vă spun despre activitățile mele? Sunt și angajat și antreprenor. Ca angajat pot să vă spun că sunt trainer și lucrez pe marketing, pe vânzări, pe consultanță într-o companie română germană, se numește Rentrop și Spartan, dintre cele enumerate cel mai mult face parte de training. În schimb, parte de antreprenoriat se referă la un proiect personal pe care l-am început cu fratele meu și cu un prieten bun, se
numește transport urban. Poate unii dintre voi știți deja de aplicațiile mobile și aplicația web, cea care vă arată cum să combinați mijloacele de transport în comun, ca să vă calculați rute și să ajungeți oricând la timp din punctul A în punctul B. Punctul B poate fi oricând evenimentul la 10 ani de prână. Mulțumesc! Bună seara, eu sunt Elena Covianu, sunt PR manager la Glazon. Glazon este o platformă online care te ajută să susții cauzele prin ceea ce cumperi. Sunt pasionată de antreprenoriat, am venit aici pentru inspirație și cred cu tărie că orice poveste ca cea din seara asta ne poate inspira să ne dezvoltăm afacerea. Bună, eu sunt Octavia Lup, sunt studentă la comunicare și coordonez un eveniment lunar de la Prime România, se numește PRT and Art Cookies și sunt și fondatarea Asociației Culturale FQV UMD, așa unde s-a născut. Bună seara, sunt Luna și sunt un alcoholic. Am trecut 10 luni de la... La toată lumea. Am trecut 10 luni de la ultimul meu concediu. Sunt student în timpul liber. Lucrez la o companie de proiectare a circuitelor integrate și în celălalt timp liber reușesc să-i ajut pe mine la compania lor. Motiv pentru care am venit aici. Și produci. Nu, eu încerc să produc somn, dar nu prea reușesc. Mulțumesc! Seara, mă numesc Marcel Vasile și vă mulțumesc că sunt studiat la Universitatea de Construcții. Seara, Augustin Lucar aici. Lucrez pentru o companie care se ocupă de sartorie și costume pe măsură și din moment ce evenimentul este despre branding, echipa de la aici mi s-a părut relevant ca eu să fiu pe aici din moment ce aceasta e o parte din personal branding. Deci, sartorie, costume pe măsură, ca să vă faceți o idee. Pe partea aceasta, eu sunt consultant, personalizez și îmi ajut clienții să arate bine. Bună seara, mă numesc Vanessa Dinu. Sunt angajat, sunt antreprenor și mi-am deschis propria afacere, să zicem, pe partea de outsourcing. Lucrez în retail de 8 ani de zile, am ceva experiență și văd în rândul clienților mei că sunt foarte multe oportunități pe care șeful meu, patronul meu, cum trebuie să numit, le pierd. Și atunci, în timpul liber în care mi-am grijă și de copii, reușesc să mă ocup de clienții mei, clienții noi, clienții și fiul meu și am venit mai mult să cunosc pe cei din echipă, pe cei din staff și să-mi fac o idee, de fapt, cred că așa avea nevoie mai mult de sfat bun. Pentru că de o lună și o zi, de, să zicem așa, am această afacere și deja sunt foarte multe întrebări la care nu am răspuns. Ce faci? Afacerea se ocupă, se cheamă Keno Retail. Se ocupă de tot ce înseamnă suportul clienților, de la ace, nu știu, pută, am dus la clienți, hârtie, orice nevoie în business-ul unui client, pentru că am să-și desfășoare activitatea în mod optim și să nu aibă întârzieri sau rateuri la evenimentele sau în procesul de business. Pe partea de IT și pe partea de... Mulțumesc mult! Da, acolo. Bună seara tuturor, mă numesc Alexandra Saicu, reprezint Coffee to Go România și Colmeter.ro. Studiez domeniile de nișă. Vreau să construiesc un brand. Coffee to Go România este un business nou de piață, 14 februarie 2013, un design altfel, un chioșc în formă de pahar de cafea și bazat pe comerțul specializat. Vă așteptăm, primul este deschis în Gara de Nord, dacă aveți două zone, dacă nu, sperăm să le putem amplasa în drumul fiecăruia dintre voi.
Bună seara, numele meu este Cristina Brânceanu, mă ocup de marketing și de parteneriat în cadrul companiei PayU, care e procesator de plăți electronice și avem soluții și idei pentru antreprenori din zona de online, mai ales magazine online. Eu sunt pe locul Cristinei în seara asta. Am vrut să zic că sunt student primată, dar asta se întâmplă acum mulți ani de zile. Sunt director de vânzări la PayU. Am venit aici la invitația lui Vali. Noi să demarăm în curând un parteneriat pentru magazinele online și am venit să vedem exact ce vor antreprenorii. Deci cu ce putem să-i ajutăm, ce putem să-i deservim. Mulțumesc! Bună seara, numele meu este Ana Dobra, eu sunt antreprenor la puterea a doua, am un supermarket într-un cartier rezidențial, se numește Anamar, e destul de mare, și în partea a doua a antreprenoriatului meu am și partea cu Săpunescu, Săpunescu.ro, eu fac săpunuri personalizate cu mărcile firmelor respective, reclame pentru persoanele la formă, culoare, conținut. Sunt toate handmade, inclusiv săpunuri pentru copii cu jucărie în interior, fiindcă cei care au copii înțeleg cât de greu e să-l convingi să se spele pe mâini. Și cu jucăria aia în interior se spală mai des ca să ajungă acolo. N-am adus astăzi mostre și nici cărți de vizită, că am uitat. Din nou. Așa. Oricum, dacă doriți să aflați mai multe detalii, intrați pe săpunescu.ro și o să vedeți acolo ce și cum se face. Mulțumesc, o seară bună! Avem și câțiva întârziați și o să-i pedepsim astăzi. Începem acolo. Și scapă. Și acolo. Care s-a plictit-o. Numele meu este Cristina Maițeric. Sunt programator și manager la IBM. De altă parte am și un business pe care l-am deschis de câteva luni împreună cu niște colegi. Și alte business-uri pe care vreau să le deschid, dar încă încerc să simt gustul. Business-ul pe care l-am deschis acum este un business dedicat pisicuțelor. Smartkitty.ro este site-ul. Este vorba despre un kit care învață pisicuța să folosească toaleta și să nu mai folosească litiera. Fiind posesoare de pisică, am observat această nevoie din punct de vedere igienic, costuri și așa mai departe și, prin urmare, am făcut ceva în acest sens. Cam atât. Mulțumesc. Daniel? Bună seara, mă numesc Crăciun Daniel și dețin o firmă de web development de 5 ani de zile. Mulțumesc! Sunt de la Filip, lucrez în comunicare pentru Bitdefender și ne-am hotărât în o discuție pe care am avut-o recent cu reprezentanții APC Antreprenor să susținem această comunitate și ăsta e și motivul pentru care sunt aici. Catalina? Bună seara! Mă numesc Cătălina Vasilescu, nu am afacerea mea, dar din întâlnirile acestea am făcut foarte multe lucruri de învățat. Valentin? Bună seara, Valentin Pișuș este numele meu. Încă nu sunt antreprenor, dar vreau să devin antreprenor, de aceea sunt aici. Eu cred că sunt de față într-o companie de brokeraj în lumea asigurării. Mulțumim foarte mult! În continuă, mai ceva să fac acasă? Nu poate important. Bună seara, mă numesc Marian Beculescu. Știm. Antrenor de gimnastică. Apropo, dacă aveți copii între 5 și 7 ani sau cunoștințe, îi așteptăm cu drag în Ghencea, la Buseaua. Nu sunt antreprenor, dar am câteva idei. Sper să învăț multe lucruri aici. De față, tot ce ați vorbit mi s-a făcut în chineză pentru mine, deci sunt total pe din afară, dar cu timpul sper să înțeleg și o fenomenul ăsta. Mulțumesc foarte mult! În continuare să-l cunoaștem pe Costin. El este lead specialist in branding. De-a lungul carierei a lucrat cu numeroși antreprenori din diverse domenii. Și-a început cariera încă din facultate, odată cu facultatea și-a început și cariera, probabil. Și împreună cu fratele său, Horia, au deschis Brohouse, studioul de branding și design. Și nu o să vă spun mai multe din poveste, pentru că i-ați luat probabil din cineva din poveste. Mulțumim mult! Salutare, eu sunt Costin Oanen, îmi pare bine să vă cunosc. Valentin, unde ești? Mulțumesc mult pentru invitație. Pentru că suntem la întâlnire de branding și orice brand de succes are o poveste. Dacă n-aveți această poveste, inventați-o.
M-am gândit ca în introducere să vă spun povestea Brohaus, care este în fond povestea mea și Alcoria. Pasiunea mea și Alcoria pentru branding s-a născut cu mult înainte ca măcar să-mi doresc o carieră în acest domeniu. Fiind doi frași gemeni, problema identității vizuale ne-a urmărit aproape mereu, începând cu școala generală, cu liceu, prieteni, facultate. Cred că nimeni nu a acordat o asemenea importanță pentru identitatea vizuală de la o asemenea vârstă cum am acordat noi. Noi nu numai că ne-am confruntat cu problema identității vizuale, dar am și conștientizat această problemă și de aceea am și tratat-o ca o problemă. A fi diferit chiar este cheia succesului în orice și pot spune că experiența personală, similaritatea dintre mine și Horia, probabil ne-a oferit cea mai bună lecție de branding, de la care am învățat cât de importantă este diferențierea, o imagine distinctă, atât în viața personală cât și în business. Partea faină este că și astăzi mă întâlnesc cu anumiți clienți care țin neapărat să-mi zică: Costin, tu nu ai idee cât de mult ne dorim să fim diferiți. După terminarea studiilor, după câțiva ani de activități ONG-iste, Horia a urmat și o scurtă carieră în câteva agenții de advertising și naming, burse pe afară, ne-am hotărât să începem propriul nostru business, mai exact un studio de design și branding. În tot acest timp am lucrat cu foarte mulți antreprenori, dar și cu organizații și companii din aproape toate domeniile. Recent ne-am întors din Anglia, unde am terminat un master pe Branding and Identity Design și pot să spun că acolo am primit a doua mare lecție de branding, de data aceasta de la părinții brandingului, și anume englez. În continuare m-am gândit să vă ofer câteva sfaturi, sper eu, utile. Sunt convins că o parte dintre ele voi deja le cunoașteți sau nu. Dar m-aș bucura dacă în această seară l-ați înțelege și mai bine. Rule number one. Procesul de branding începe cu tine. Dacă ești antreprenor sau conduci un business startup, tu ești business-ul. Valorezi tot business-ul. Cum spune englezul, you are the business. Oriunde te-ai duce și orice acțiune ai întreprinde se răspunde asupra business-ului tău. De aceea, imaginea business-ului vostru este într-o proporție foarte mare imaginea voastră. E adevărat că foarte mulți antreprenori scapă din vedere acest lucru, iar promovarea nu înseamnă doar advertising, presă și evenimente. Promovarea începe cu lucruri mici. Sunt domenii în care nu avem voie să facem publicitate. De exemplu, domeniul meu, firmele de contabilitate, cabinetele de avocatură, nu au voie să-și facă publicitate. Da, știu. Deontologic profesional, nu am voie. Ideea era că promovarea nu ține strict de advertising, presă, evenimente, ci promovarea începe cu lucruri mici, cum ar fi felul în care arăți, felul în care te prezinți și așa mai departe. Rule number two. Designul este primul vostru instrument de marketing. Imaginea voastră este vitală pentru viitorul business-ului vostru. Partea urâtă e că durează destul de mult să vă construiți o imagine corectă și coerentă, însă partea bună e că voi sunteți responsabili de construirea acestei imagini și, prieteni, aici n-aveți nicio scuză. Pentru foarte mulți dintre voi, designul este o problemă. Noi nu mai trăim de mult într-o lume doar a ideilor, ci și într-o lume a execuțiilor excepționale. De aceea, designul business-ului vostru trebuie să fie o prioritate, iar poate să fie chiar cheia succesului. Dacă aveți un serviciu online, aveți în medie cam 10 secunde să atrageți atenția. Atenție, 10 secunde aveți. Vă spun eu, nu este business-ul vostru, nu este omul vostru de vânzări, nu e produsul vostru, dar cu siguranță e design. Da, este design. Foarte mulți antreprenori ca voi, atunci când găsesc o idee cu care să înceapă un business startup, este să se focuseze numai și numai cum să vândă această idee, încercând să găsească noi instrumente și tehnici de marketing.
nu este greșit, numai că foarte mulți antreprenori scapă din vedere faptul că imaginea business-ului lor e prima lor armă de marketing. Vizualul prin care voi încercați să ajungeți la publicul vostru țintă e primul vostru instrument de marketing. Prieteni, un vizual excepțional înseamnă un sales foarte bun. Iar un vizual bun este esențial pentru orice fel de vânzare. Și aici nu mă refer doar la visual design, ci mă refer și la prezentarea business-ului, claritatea textelor și informațiilor. De aceea eu cred foarte, foarte tare că designul reușește să transforme o simplă idee într-o idee marketabilă. Orice idee brilliant ați avea, un design prost creează confuzie. Dar și un fel de depresie estetică. Arată ca la prima mână, e dezorganizat, neintuitiv și în final e posibil să te și enervezi. De aceea eu cred că designul trebuie să vă ajute De aceea eu cred că designul trebuie să vă ajute pe voi, în primul rând, dar și publicul vostru țintă, să înțelegeți lucrurile mai ușor. De aceea, designul are două mari componente. O componentă estetică, prin care voi vă diferențiați de competitori, dar și o componentă funcțională, în sensul că trebuie să-ți rezolve o problemă. În al doilea rând, brandingul nu schimbă doar felul în care arăți, schimbă și felul în care comunici. Dacă imaginea construită, de exemplu, este una premium, voi nu mai puteți comunica ca un student. Simplu. Deci nu mai puteți. Tonul vocii nu mai e același. E fix ca și când ți-ai trimite omul de vânzări, îmbrăcat la 4AC, într-un avion cu clasa 1, să zicem, în Spania, și când ajunge acolo, îi realizează că nu vorbește limba spaniolă. La fel. Și asta este. Dar nu depinde un pic și de mediul pe care comunici? Intrăm și acolo. Okay. Sfatul numărul 3. Începeți cu finalul în minte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă a vizualiza întreg business-ul. E fix ca întrebarea din clasa 1. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Deci este la fel. E foarte important pentru voi să cunoașteți destinația și traseul business-ului vostru, pentru că altfel riscați să vă aflați mereu în același punct. A renova o clădire e mult mai costisitor decât a o construi de la capăt. Schimbările bruște și dese de imagine și identitate nu sunt foarte sănătoase și de aceea vă sfătuiesc să apelați încă din primele etape ale business-ului, de construirea business-ului, la o agenție specializată, pentru că altfel o să repetați anumite etape la infinit. Și dacă e să fiu brutal de sincer cu voi, dacă e să faceți un calcul elementar, matematic, în care adunați toți nervii, timpul pierdut, banii aruncați, clienții pe care nu i-ați facturat, o să ajungeți singur la concluzia că mai bine mergeați cu o agenție specializată și lucrați din primul moment, decât cu soluții de compromis. Următorul sfat. Mai aproape, L-am pus mai aproape. Asta e chiar foarte important. Puteți să-l și notați. Your product is not your brand. Majoritatea startup-urilor sunt începute, sunt demarate de antreprenori care sunt la bază oameni tehnici, care au o meserie. Fie că vorbim de programatori, fie că vorbim de ingineri, contabili, fotografi, care fie dezvoltă o aplicație, un serviciu online, dezvoltă un produs nou. Mitul cu persoana care cunoaște cel mai bine produsul e și persoana care ar trebui să vândă produsul cel mai bine? Nu știu ce să zic. Nu cred că e cea mai înțeleaptă decizie. Da, dar invers ar trebui să fie persoana care vinde produsul, chiar ar trebui să-l vândă. Da, ar trebui să fie. Mie, realitatea mi-a arătat că lucrurile nu stau chiar așa. Nu este nicio rușine, sincer, să apelați la o agenție de marketing,
design, branding, ce vreți voi, care să vă ajute să vă definiți produsul, serviciu, ideea și așa mai departe, să o construiți și apoi să o comunicați cât mai ușor publicului vostru țintă. Cu cât o să înțelegeți treaba asta mai repede, o să câștigați bani. De aceea, sfatul meu pentru voi este sell your brand, not your product. Îmi vine în minte un exemplu, dacă o să vă uitați în istoria fotografiei, de exemplu, sunt foarte mulți fotografi extrem de cunoscuți și extrem de scumpi, dar nu pentru că sunt cei mai buni cu fotografii. Dar au reușit treaba asta pentru că au fost mai puțini oameni de fotografie și mai mult oameni de marketing. De asta au reușit. Da, asta e fain. Testul brandului. Câți dintre voi vreți să știți care este valoarea brandului vostru? Mâna sus. Oria, tu nu vrei? Așa, timid. Vă spun, e foarte ușor. Întrebați-vă clienți. Brandul nu este despre ceea ce credeți voi că sunteți. Este, de fapt, percepția pe care o au clienții și potențialii clienți. Atenție! Despre tine și afacerea ta. Identitatea este fix, identitatea voastră, strict legată la individ, este fix ceea ce cred prietenii și amicii despre voi când nu sunteți în cameră cu ei. Da. În teorie, o imagine corectă și controlată e atunci când imaginea despre propria persoană coincide într-o mare proporție cu ceea ce cred ceilalți despre tine. Atunci ai o imagine corectă. Ceea ce știi tu despre tine, știu și prietenii, amicii, părinții despre tine. Puteți să faceți, puteți chiar singur să vă faceți un scurt audit al brandului, dacă vreți. Și puteți să faceți treaba asta punându-vă un set simplu de întrebări, care ar trebui să vi le puneți în fiecare dimineață, zic eu. Care este avantajul vostru competitiv? Care este beneficiul vostru suplimentar față de competiție? Dacă voi nu găsiți răspuns la întrebarea asta, you have a problem. Trebuie să rezolvați problema cuiva și să o faceți în alt fel. A doua ar fi, care este promisiunea voastră? Găsiți-o. A treia, legată, să mergem și puțin în zona de web, în a câta poziție se află site-ul vostru în Google. Vă știți deja asta? Cât de bine este optimizat site-ul vostru pentru principalele motoare web? Arată la fel pe Internet Explorer, pe Chrome, Mozilla, Firefox? Faceți testul acesta. O întrebare și mai simplă vă mai pun într-o întrebare simplă. Sunteți mulțumiți de cartea voastră de vizită? Dar n-am zis tare. Eu nu știu dacă am întâlnit mai mult de 5 clienți care să fie mulțumiți de cartea lor de vizită. Ok. Și o altă întrebare pe care noi obișnuim să o adresăm clienților noștri, dar care este foarte importantă. Găsiți pentru site-ul vostru cel puțin două motive pentru care utilizatorul ar reveni pe site. Faceți testul, deschideți site-ul vostru și apoi închideți-l. Și întrebați-vă de ce aș reveni pe site-ul. Voi de ce ați revenit pe site-ul? De cele mai multe ori, principalul motiv este să te uiți la contact și număr de telefon, că asta e singurul motiv, dacă nu s-a reprezentat. Întrebați-vă treaba asta și puneți pe hârtie. Păi ce, n-ar trebui să fie suficient? Ce spui? N-ar trebui să fie suficient? Să revin pentru orice mai dorește încă o dată. A, dacă tu ți iese suficient, e perfect, nu e... Uite, de exemplu, la mine cu calcă, măi, și mai intră ca să posteze o nouă cerere. Hei, mai vreau să vin să calce niște cămăși. Deci tu vrei ca oamenii să intre și să posteze? Asta nu mai vreau, dar în momentul în care l-am făcut și l-am gândit așa, asta vroiam și cumva era suficient. Adică nu prea aveau ce să citească. Eram în landing page. Citeau odată, au înțeles conceptul și reveneau pentru comenzi. Și nu mă interesa altceva. Adică okay. Vreau să citească, uite, la poze, de aia nici nu erau prea multe, era și de puțin. Depinde foarte mult și de domeniu. Da, asta zic. Evident că depinde foarte mult de domeniu și de, până la urmă, de business. Acum, înțeleg că dacă este un
shop online, îți dorești ca transmitere. Dar de ce nu ți-ai dorit să oamenii să revină pe site? Adică, mi-ai să pară o condiție obligatorie pentru orice fel de business. Nu doresc să intre, dar nu pentru alte motive, decât să poată din nou contactul, să-mi dau o telefonă. Adică, în cazul meu particular, n-ar fi avut de ce să intre din nou. Pentru că nu postam, nu era fix interactiv, nu se schimba nimic, nu era ca un shop sau ca un... Okay. Doream și foarte mulți oameni noi. Dacă asta e obiectivul tău, perfect. Ce vreau să vă spun eu e că trebuie să aveți obiective. Ea deja mi-a comunicat un obiectiv. Iar ce, cum puteți să le găsiți e decât punându-vă un set de întrebări scurte, făcându-vă o analiză destul de sumară a business-ului vostru. Nu știu cum să vă zic. Nu încercați să schimbați lucrurile de dragul de a le schimba. Vreau un site nou. De ce? A, cam îmbătrânit. E adevărat că media din viața unui site e cam de 2 ani, 2 ani și un pic. Și e nevoie de anumite schimbări periodice obligatorii. Dar încercați să le corelați într-un proiect cu brief și obiective. Așa. Am și câteva sfaturi pentru voi. Dacă vreți să, sau deja lucrați cu agenție de branding, sau intenționați să lucrați cu agenție de branding, trebuie să știți câteva lucruri. Brandingul România se află într-o fază de copilărie. Suntem încă la început de drum, direcția este foarte bună. Asta și pentru că n-am avut neapărat o tradiție în această disciplină. Realitatea tristă e că această meserie făcută de oameni care aspiră să fie artiști și culmea e că e evaluată de oameni care aspiră să fie oameni de știință. De aceea, sfatul meu pentru voi este să vă uitați cu atenție la agențiile, studiourile de creație, design, marketing, care să vă ajute în definirea și în comunicarea imaginii voastre către publicul vostru de țintă. Scoateți-i la o întâlnire, discutați cu ei. Făceți-vă un brief, setați-vă niște obiective și vedeți în interacțiunea cu ei dacă sunt agenția potrivită pentru voi. Al doilea sfat pe care trebuie să-l știți este că brandingul nu salvează un produs prost sau un management defectuos. Brandingul nu trebuie să fie o barcă de salvare pentru business-ul vostru. Trebuie să fie un proces de îmbunătățire. Mulți oameni vin la mine să-i le scap de un mare rahat în business. Nu despre asta e. Poate problema e la management. La management. Poate produsul nu e destul de bun. Nu poți să acoperi cu brandingul toată mizeria business-ului. Al treilea sfat pe care, de fapt, este o rugăminte pentru voi, lăsați-i pe designeri oamenii de marketing. Agențiile de branding să vină cât mai aproape de managementul business-ului vostru pentru a vă anticipa evoluția business-ului vostru. Și pentru a vă propune cele mai bune soluții. Adevărul e că nimeni nu poate să cunoască business-ul mai bine decât voi. Dar nici voi nu puteți pretinde rezultate excepționale cât timp voi nu-i familiarizați în bucătăria business-ului vostru cu bune și cu rele. Și ultimul sfat care îmi se pare... Mi-a luat mult timp m-am și gândit să-l zic, să nu-l zic. Poate se supără oameni. E legat de feedback. Într-o colaborare cu o agenție, design, marketing și mai departe, veți fi puși în nenumărate situații să dați feedback relevant cu subiect și predicat. Da. Și asta nu e o treabă simplă. Înțeleg. Chiar nu e o treabă simplă să dai un feedback corect, relevant. Cred că cel mai ușor mi-aș fi să vă explic treaba asta punându-vă o întrebare. Aveți idee de ce Elena din Troia era considerată cea mai frumoasă femeie din lume? Vorbim aici de Iliada și Odiseea, de Homer, războiul troian sau chilării pe ăștia pentru o femeie. Cea mai frumoasă femeie. Are cineva idee de ce era considerată cea mai frumoasă femeie? Era percepția. Perfect. Nu pentru că avea un decolteu generos sau vorbea patru limbi străine,
obligatoriu franceză, limba iubire. Of course. Ci pentru că Homer nu a scris-o niciodată. Homer era conștient de faptul că prototipul ideal de frumusețe feminină diferă de la bărbat la bărbat. Același lucru se întâmplă și în design. Designul are o natură polisemantică ce permite fiecare dintre noi să avem orice părere. Avizată sau mai puțin avizată. Designul este accesibil. Fiecare dintre noi poate să aibă o părere legată de design. Orice feedback poate să aibă. E ce-i drept, unele feedback-uri valorează cât un pronostic la meci. Da, da. Cred că dacă ar fi să fac un top la dat cu părerea, cred că design-ul undeva pe locul 3 sau 4. Cred că e primul, e cu gagicile și cu iubirea. Toată lumea e. Nu poți să fii Dr. Love în iubire aici. Toată lumea are feedback-uri, experiențe. E foarte greu să fii aici bun. Toată lumea dă feedback-ul pe Dr. Love. Doi, cred că ar fi cu... cu fotbal. Cred că la fotbal, la fel. N-ai jucat niciodată fotbal, nu contează. Și cred că trei... Da. Și trei, cred că ar fi mașinile. După aia, design. Cred eu. Nu știu, cred că sau invers, nu știu, poate să fie design și după aia mașine, că totuși nu... Nu toți ne permitem o mașină. Unde vreau să ajung este că majoritatea dintre voi, fără să vă dați seama, evaluați strict din punct de vedere execuțional. Foarte mulți dintre voi evaluați o soluție vizuală bună, corectă, doar din punct de vedere al execuției. Câți dintre voi ați evaluat și execuția și conceptul din spatele execuției? Da, la clientul ce vede execuția sau conceptul din spate? Le vezi pe amândouă. Clientul vede execuția prima oară. Păi? Da, la execuția nu conceptuiză. Câți dintre voi ați evaluat de... Nu. Haideți să vă pun acum. Câți dintre voi ați evaluat de genul... execuție e bună. Bă, dar conceptul e de cacao. Băi, zero. Nu comunică nimic. E plat. E foarte glossy and shiny ce-mi trimis tu, dar nu... Nu e suficient. Sau invers. Băi, ai un concept belea. Bine, eu zic să dați feedback-urile așa că o să supărați oamenii. Dar câți ați mai făcut feedback-ul ăsta? Costin, conceptul e foarte bun, nu vreau să-l schimbăm. Bă, dar vreau să îmbrăcăm conceptul ăsta într-o altă execuție. Păi, execuția bună trebuie să fie în aceeași percepție de unde un concept bun. Adică, nu, nu puteți să le spart. E bună doar dacă a o legătură cu conceptul. Evident, noi lucrăm cu brief. Îți spune că aici, până ajunge la cele mai bune soluții vizuale, până acolo e ultimul lucru pe care te apunci de treabă. Când de identitate, de mar... Până atunci trebuie să definești ceea ce intenționezi tu să faci pentru client. Să definești publicul, vârsta și mai departe. Mai e ceva? Nu. Eu vă mulțumesc. Dacă v-a plăcut prezentarea, e suficient să-l dați un like pe pagina de Facebook Promos, să vă pot urmări să văd cât sunteți. Dacă aveți întrebări, vă aștept. Putem discuta și în afară, schimbăm niște cărți de vizită. Aștept să fiu întrebările voastre. Eu am o întrebare. Ai spus că ar fi ok dacă imaginea unui sat s-ar schimba undeva la 2 ani și ceva. Da. Și eu te întreb, rămâne cu identitatea vizuală. Hai. Pentru că știu persoane care au refuzat să mai folosească Facebook-ul atât de des, pentru că în ultima vreme își tot schimbă interfața. Deci eu oarecare problemă cu obișnuința și așa mai departe. În momentul în care noi am schimbat oarecum imaginea unui site undeva la 2 ani jumate, oarecum ar fi o problemă pentru public? Nu. Dacă păstrați aceeași unitate grafică, păstrați același cod de culori, nu este nicio problemă. Dacă tu... trebuie să păstrați aceeași linie vizuală. Adică uitați-vă și la... Exact. Trebuie să fii familiar. Nu schimbați totul numai de dragul de a schimba, cum spuneam. Încearcă să păstrezi aceeași unitate grafică. E obligatoriu după 2-3 ani să schimbi grafica asta. Internetul la viteza cum la care se mișcă acum lucrurile, cam trebuie să faci chestia asta. S-am răspuns? Oarecum. Ziceam de comunicarea brandului în diferite medii.
mai devreme. Chiar dacă ești un brand premium, de exemplu, da, pe Facebook, mă gândesc că ar trebui să fie ceva mai prietenos. Pentru că... Care-i treaba cu Facebook? Toată lumea e pe aici. Dacă ai zis de Facebook. Da, da, da. Scuză. Asta era întrebarea, dacă, de fapt întrebarea era dacă e o comunicare greșită sau potrivită asta. Să depinde unde e publicul tău. Dacă publicul tău e pe Facebook, go ahead. Dar zic că toată lumea comunică pe mai multe. Rețele, da, mai multe medii. Încă o dată, trebuie să vezi... sociale. Trebuie să te raportezi la fiecare mediu în conformitate. Evident, așa. Asta zic, dar și asta spuneam că... Chiar dacă ești brand premium, de exemplu, pe Facebook ar trebui, mă gândesc că e mai logic, să fii puțin mai prietenos. Da, trebuie să fii puțin mai prietenos. Mai profi, mai profi și așa mai departe. Da, trebuie să fii mai flexibil pe Facebook, să construiești dialog, să-i încerci să atragi cât mai multe conversații în jurul brandului tău. Și asta poți să o faci și premium, să știi, adică nu trebuie să fii student ca să te răspundă studenții. Dacă în publicul tău sunt, nu știu, oamenii de 50 plus cu o medie de salariu de, studenții nu te interesează. E doar un brand awareness pentru tine, atât. Și dacă ești deja un brand construit, nu știu ce te interesează foarte mult. Doar să-i aștepți pe tinerii ăștia să vinească 50 de ani și să cumpere tot. Și contează să înțeleg și punctual ce, cât investești în fiecare mediu pe care vrei să comunici. Da. Să înțeleg că toți aveți întrebări pentru afară. Perfect. Bine, atunci. Dar și întrebarea că n-am înțeles exact. Ai spus că trebuie să începem cu finalul din. Da. O să fiu puțin mai specific. Pentru că dacă voi faceți primul pas și nu știți care e pasul 2, s-ar putea să aveți surprize. S-ar putea să... Nu cred că am scris pasul la dimensiunea business-ului. La dimensiunea business-ului. Am întrebare eu atunci. Dacă îmi imaginez un business de 10 milioane de euro, peste 3 ani sau peste 5 ani, și eu mi-l planific fiecare lună să zicem. Ok. Îmi iau anumite de marjă. Dacă nu se întâmplă, ce deci întrebarea ta e, de ce tu ai un buget de 10.000 de euro? Nu. Îmi imaginezi business. Îți imaginezi. Peste 3 ani, 10 ani, cum vrei să faci un business plan, tu pui toate cheltuielile pe hârtie. Dacă știi unde vrei să ajungi. Dacă știi unde vrei să ajungi și știi cum trebuie să ajungi acolo. Tu îți pui toate surprizele. Îți imaginezi toți pașii cum să ajungi acolo. Nu știu cum calculezi tu 10.000, adică te-ai gândit așa un pic, băi, cred că aș avea nevoie de niște 10.000 de euro. Nu 10.000 de euro, 10 milioane de euro. 10 milioane? Eu nu știu de unde o să obții tu banii ăștia. Asta, deci producă business-ul, dimensiunea business-ului. Vă spun lucrul acesta pentru că m-am dus la bancă și m-am întrebat ce profit, nu ce profit, ce tipă de afaceri tu intenționezi să ai ca anul acesta. Asta, eu doar mi-am deschis firma și încerc să văd câți clienți pot să strâng și de unde obțin marja cea mai mare de profit per client, per factură, per produs vândut, cum vrei tu să iei. Deci, atunci... Deci, intrăm într-un subiect în care am nevoie de foarte multe detalii să te pot ajuta. Cifră de afaceri, cine sunt clienții tăi, de unde obții banii, E un never-ending story de întrebări aici. E și nu cred că... Da, e că să faci un plan de afaceri. Și nu agențiile de branding îți fac treaba asta. Așa da și o întrebare. Și asta e un pic mai scurtă. Fă o lungă. Să prinde primele investiții care trebuie să... Adică am înțeles din spiciul tău că printre primele investiții într-o afacere trebuie să fie una dintre ele și în branding. Da. De multe ori afacerea este validată sau invalidată odată ce ai început cu ea la drum, adică odată ce ai lansat-o în piață. Și nu ți se, adică vreau să întreb, nu ți se pare că e ca și cum mai face cel mai șmecher tank din lumea, din care îți construiești brandul ca să afli s-ar putea să fie război? Aici, e ca și când tu îți propui să construiești un avion din zbor. Cam același lucru. Mai scurt. Adică ce-ți propui tu e să ajungi acolo și mai, după ce suntem un pic șmecheri, ne schimbăm și ne punem și noi o siglă nouă. It's not about that.
din primul moment tu vrei treaba asta. Adică nu trebuie să ajungi în punctul B să realizezi că tu vrei treaba asta. Și după aia costurile tale ca să-ți răspunzi sunt mult mai mari. Că trebuie să-ți duci din nou publicul, să comunici identitatea ta și efectiv, practic, te afli în ziua a doua a business-ului tău. Nu știu, vreau să întreb consultația de branding, poate să fie în etape sau e un pachet pe care ți-ai primit din prima pe tot? Nu, e un proces continuu. E un proces continuu. Evident, sunt etape mai aglomerate când faci treaba asta, dar, practic, nevoia de imagine și de a comunica corect e un proces continuu. Adică, nici tu nu poți să stai toată ziua într-o singură cămașă. Era întrebare tot legată de ce a spus Augustin. Cam cât ar trebui să investim la nivel de procent în partea de branding, advertising, în general, într-un business? Cam care sunt bugetele sau care întrebare? Procente sau procente bugete? Procente din profitul firmei. Exact. Sau din cifra de afaceri sau din profit sau în anume buget la început. Sau poți să ne spui când ne spui la început. Va trebui să investiți un sfert din banii pe care aveți voi. Un sfert din banii pe care aveți voi. Uite, dar eu constant bănesc că... Dar e un return of investment pe care voi ar trebui să-l știți treaba. Uite, ce spuneți? 25%, da? Da, cel puțin 25%. Poate în primă fază numai asta trebuie să faci. Toți banii pe care aveți să-i investiți în etapa asta. Care este serviciul minim necesar pe care trebuie să-l achiziționezi? Pe care, din punctul tău de vedere. Pentru startup, pentru un antreprenor. Îți dai seama, adică poți să ții un pachet foarte mare și de consultanță pe branding. Nu așa? Poți să iei ceva, să începi cu minim necesar, ca după aceea să evoluezi încet, încet. Să începi într-un mod în care ești. Da. Pe partea de startup, adică, deci, ai un client în față, n-ai investiții foarte mare, n-ai foarte mulți bani decorat în afacere. Așa? Ce recomanzi minim necesar? În momentul ce n-are foarte mulți bani investind. Mai întâi trebuie să înțelegi dacă el chiar are nevoie de treaba asta acum, în momentul ăsta. Dacă e problema lui este de produs, de construirea produsului și abia atunci stăm să discutăm, el are, dacă voi nu aveți probleme în management, cu echipa, cu definirea produsului vostru, efectiv ce vreți să faceți cu el, eu n-am cum să vă ajut dacă voi încă nu vă răspundeți la toate răspunsurile astea, la toate întrebările astea. Deci ajungem în momentul în care tu știi ce vrei să faci cu business-ul tău și unde vrei să ajungi cu business-ul tău. Și pe urmă încep și discutăm care sunt obiectivele tale. Pe baza obiectivelor tale eu pot să-ți profund de ce ai tu nevoie. Așa, un pachet general valabil nu prea există, să zic sincer așa. Sunt câteva servicii obligatorii, logo, design, materiale de print, PDF-uri obligatorii, mape, broșuri și așa mai departe. Dar poate nu ai nevoie de ele, pentru că poate serviciul tău e strict online. Și atunci discutăm de alte servicii. E puțin, trebuie să intru puțin în bucătăria fiecărui business să-mi dau seama de aceea ți avea nevoie mai bine, mai repede și ce va aduce un impact suplimentar în comunicarea voastră cu anumiți clienți. Poate e nevoie doar de o carte foarte bună de business. Poate ai nevoie de... Nu știu, aici trebuie să ne gândim aici. Ce înseamnă o carte foarte bună de business? Cum arată cartea de vizită ideală, spunând mai devreme că majoritatea sunt mulțumiți de cărțile lor de vizită? O carte de vizită trebuie să comunice, în primul rând, business-ul vostru. Faci parte din categoria mulțumită sau nemulțumită? Cine a pus întrebarea? Eu. Hai că o să-ți dau cartea vizită. Hai să facem schimb de fapt și hai să vorbim pe concret. Erau auzi pachetul, l-am tipărit. Dar cum să fie și dumne? Ok, asta e mai bine. Vreau să văd și eu cartea de despre. Cine mai vrea? Eu să văd. Cine nu vrea? Pune-ne în bol. Da, să fiecare. Haideți că o să iau din mână pentru că... O să o plimbăm una prin sală, cred. Aceasta este cartea mea de vizită. Este un format pătrat. Se deschide așa. Hello, bro. Vă dau un exemplu de o carte de vizită care mi-a plăcut foarte mult. Era pentru o florărie.
și era de fapt un pliculeț în care spunea niște semințe de o floare anume. Comunic atât de mult business-ul ăsta. Sau cu tenis. Eu am făcut pentru un client acum în care pe spate i-am pus terenul de tenis, două variante, una cu zvură și una cu iarbă. Mi-a mai plăcut o carte de vizită pentru un cabinet, nu, pentru un avocat de divorțuri, în care efectiv rupeai cartea de vizită, jumătate dădeai unei persoane de vizită. Genial! Acestea sunt cărțile de vizită care îmi plac mie. Vorbim în pauză. Încercați să comunicați prin toate materialele pe care le aveți domeniul vostru de activitate, povestea business-ului vostru. Da, nu mi-a reușit povestea unei cărți de vizită, din momentul în care a primit-o până în momentul în care o v-am folosit. Impactul e clar, în momentul în care primești cartea de vizită, te uiți foarte, nu știu... A care durată de viață unei cărți de vizită? Da, din punct de vedere design, adică... Știi ce se întâmplă când realizezi că ai o carte bună de vizită? Când cineva nu mai pune în buzunar la fund, se pune aici, în atunci dai seama... Ce spui? Pe n-au. A, bine, nu, ți-am dat. Dacă ți-a turbit-o... Și mai e ceva, atenție, pentru cei care folosesc cărțile de vizită de plastic. Eu notez lucruri pe cărțile de vizită. Încercați să le editați pe cele din plastic. Ce anume notezi tu pe cărțile de vizită? De exemplu, cât de interesant este persoana pentru mine. Îi dai o notă? Pe A, B sau C. A, dacă este urgență, mă întâlnesc cu persoana respectivă sau încântez dacă trebuie să-i trimit un e-mail sau contacte sau lucruri de genul ăsta. B, dacă e mai puțin interesant sau C, dacă ajunge direct în setup. Nu mă am comentariu cu toate. Nu, sunt doar niște simboluri, e cât o literă. Deci cam asta e povestea cu cartea de vizită. Adică eu v-aș propune, dacă ați venit la mine, e ca, da, mai sunt 10.000. Hai să găsim altceva. Hai să ne jucăm cu ea. Încercați să oferiți o poveste. Să obțineți cele 10 secunde de atenție. Când la mine se întâmplă pe următor și asta e cartea un pic așa, măi. Am avut și altele mai... Ne suntem și noi în proces de schimbare, ne mutăm pe un com, în sfârșit suntem și noi, creștem. Și... Clienții care, când le dăm o carte de vizită, eu vorbeam, că sunt un tip vulcanic, vorbește mult și... Am dat stop. Băi, frumos. Deja nivelul discuției altul. Deja te respectă. Te percepe ca o autoritate. Ceea ce tu asta vrei când te duci într-o relație de business, într-o discuție cu un partener. Să te respectă. Și în momentul ăla, clientul tău o să vină cu temele făcute, o să-ți dea mai mare atenție, o să-ți răspundă la telefoane. Asta obțineți cu o carte de vizită bună. Puteți să vă chinuiți voi după aia să explicați că, de fapt, noi suntem buni și... Se vede din prima carte de vizită. Și, evident, se vede cum sunteți voi ca oameni îmbrăcați, cum puneți problemă. Am și o întrebare. De ce crezi tu că omul trebuie să înceapă cu finalul? Și de ce crezi tu că o afacere nu e bine să o faci din mers? Pentru că majoritatea spun, vreau să fac o afacere, dar nu știu unde ajunge acea afacere. Poate să nu fie bună, poate să fie bună. Poate să nu fie de succes, poate să fie de succes. Pentru că apare elementele alea de surpriză de care tu nu știai. Păi da, pe parcurs te adaptezi. Dacă tu ai nevoie să scoți mâine 50.000, păi nu neapărat, dar te gândești că dacă stai să faci un business în asta, să gândești o afacere jumătate de ani, te gândești că poate ai pierdut startul la un anumit business care poți să vii. Păi, sunt convins că încercați să faceți toate etapele astea, adică nu știu ce business ați vrea să, acum ne gândim și noi imaginar așa, ce business ați vrea să faceți voi în care știți decât pasul întâi, sincer. Adică trebuie să aveți un obiectiv, pentru că altfel voi nu știți ce oameni trebuie să strângeți, unde să vă duceți, cu cine să vorbiți. Adică voi trebuie să știți destinația business-ului vostru. Că sunteți la început, că aveți nevoie de 2 ani să ajungeți acolo. E altceva. Dar nu mergeți fără busolă. Voi trebuie să știți care este punctul vostru de reper în business. Punctul vostru când ați început care am? A început ca o pasiune. Punctul meu să le reper de când ne-am născut. Adică noi eram dentici și a trebuit să lucrăm la treaba asta în permanență. V-am povestit puțin. Așteptări avem de la business pe care faci în partea de prezent. Da, să fim un lider în rog. Ca număr de clienți, ca valoarea clienților, ca cine de afaceri, ca portofoliu. Da, obligatoriu. Portofoliu mari, multinaționale,
clienți cât mai mari, să ieșim afară, să ne deschidem biroul. Anyway, cam asta e până. Mulțumim foarte mult, Costin! După prima porție de inspirație, o să avem o oră la dispoziție pentru networking, de fapt până la 20-30 mai exact, aproximativ o oră. Imaginați-vă că este un speed dating, testați-vă poveștile voastre. Da. Testați-vă poveștile voastre, ascultați poveștile celorlalți. Produced by Flexi Live for LTV.